Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de Among Us Cheating. Dacă mai vreți episoade de genul, hai să atingem noi, bă băieți, la acest episod 2000 de like-uri așa repede, repejor. De ce am făcut acest video singur și nu cu Sky și nu cu altcineva? Ei bine, eu acum momentan sunt în pauza de la școală, de la orele online. Și mă gândeam eu, bă, ia stai un pic, tot îmi ziceau băieții acolo că nu e chestia cu grab player, gen să muți jucătorii pe hartă. Și am stat și m-am uitat și da, versiunea pe care v-am dat-o nu avea chestia aia, dar nu știu cum dracu eu cu versiunea aia am jucat. Pur și simplu am încercat acum azi să-mi bag și o versiune aia și nu mai aveam. Și am căutat altă versiune și am găsit-o pe asta, aia probabil pe care am jucat, cu care am jucat eu în episodul anterior. Nu știu ce am făcut, am încurcat chestiile, habar n-am. Și am zis să mai fac un video să ne distrăm dacă tot l-am descărcat din nou. Și o să vă las linkul de la versiunea asta super ok în descriere. Adică la chestia asta, la versiunea asta de cheat, merge să trolați playerii în orice mod vreți. Voi merge și să-i trageți așa pe artă cum v-am arătat. Eu nu mai să găsesc, nu găsesc unei drag players, băieți, ce s-a întâmplat aici? Dați numai o secundă, unde-i mă? A, grab player, ok, uite, grab player și dai cu click dreapta și tragi. Hai să dăm online, să jucăm aici un meci repede, repejor, să vedem. Și acest episod îl mai fac în încă un scop. Vreau să vă întreb ce jocuri ați mai vrea să postez pe canal cu cheat-uri. Adică, nu știu, ce joc vreți voi. Am vrut zilele astea să filmez Call of Duty Warzone cu cheat-uri, numai că e o problemă la Warzone. Nu e problema de ban, am jucat cu cheat niște meciuri, merge super ok cheat-ul, numai problema este strike-ul, deoarece băieții de la Call of Duty au acolo în TOS-ul jocului făcut că n-ai voie să promovezi cheat-uri, să postezi pe YouTube sau pe altă platformă chestii de astea și îți pot da strike, practic, cu chestia aia, nu știu, e o chestie destul de tristă, stați un pic că primesc notificări aici. Gata, s-a rezolvat. Și de aia, e nasol pentru... Hai să fiu impostor, te rog să fiu impostor, te rog să fiu impostor. Ah, crume, tai că-s curios cine-i impostorul, bă, băieți. Și de aia, vreau să-mi recomandați jocuri. Ia să zicem cine-i High One ăla. Și mai e vreun impostor? Suntem doar... E doar un... Da, doar ăla impostorul. Bun, e bun, bun. Hai să mergem să facem task-urile frumos. Și da, cam asta. Bă, să-i dau asta mai jos, bă, că nu mai văd acolo harta. Ok, gata, băi. Am băgat radarul în mijlocul hărții, am înțeles. Las că e bun și acolo, nu-i problemă de război. Hai să dăm repede aici, bam, bam, bam. Facem repede task-urile pentru să nu vină boss-ul. Uai, ce m-a speriat, uai, ce fain-s cablurile puse. Oi, orgasm, ok, hai să mergem repede să facem reactorul. Să nu fim suspecti. Că după aia o să zică băieții că de ce nu faci reactorul, frate, ești sus. Hai să... Nu, nu-mi zic ăla-i. Hai mă, repede, ăsta. Ah, am crezut că e ăsta, cu aia ăsta-i dobitoc. Na, hai că mă duc eu dincolo atunci, dacă ești dobitoc, frate. Hai mă, reactor normal, gata. Emergency meeting, hai du-te mă de aici. Where? Băi! No, băieți, aparent avea cheat-uri și High One. Da, n-ai ce să faci, n-ai ce să faci, să mai întâmple și chestia asta. Bă, stai, de ce waiting for the host, că nu mai vreau să intru în meciul ăsta. Băi, ce-mi place că am... Ai, ce-mi place că am umplut și jocul ăsta de codat. Ideea e, băieți, că voi îmi ziceți în comentarii, bă, frate, de ce strigi jocuri șmechere și astea? Bă, dacă pentru voi Among Us e joc șmecher, da, conceptul e șmecher, adică jocul e super fain. Dar, bă... În primul rând, uite, eu l-am pe Steam jocul, da? Și pot să joc cu cheat-uri deoarece nu există niciun anti-cheat. Unu la mână, doi la mână. Jucătorii care au jocul cracat, adică care n-au plătit niciun ban, pur și simplu l-au descărcat de pe net, pot să joace cu jucătorii care au cumpărat jocul, ceea ce mi se pare iar o tâmpenie. Deci, la chestia asta e cel mai de căcat jocul aia. Să n-ai anti-cheat și jucătorii care îl crachează să joace cu ea care și l-au cumpărat, serios, frate? Dacă ar face ceva... privința asta, adică până la urmă au peste 250.000 de jucători doar pe PC, ar putea să facă ceva să... Na, că credeți-mă că pentru 3 euro toți l-ar cumpăra. Și da, măcar să-l facă caro, băi, frate, anti-cheat, frumos, fără bug-uri, fără nimic. Ok, hai să vedem. Ce? Eu sunt impostorul. Ah, crewmate, iară, uai, ce nu-mi place să fiu crewmate. Nu-mi place, sper să nu mai dăm iară decotați. Cine-i? BLM este... ăsta nostru de azi, să ne avem task aici cu skin-ul? Da, pentru că nu să nu avem task cu skin-ul, frate, ce vorbești? Și da, vreau să-mi recomandați în comentarii, tot am zis, dar tot uitat să zic. Mă rog, tot am vrut să zic, să-mi recomandați jocuri, în comentarii jocuri pe care mai vreți să bag cheat. Și eu o să vă zic dacă iau strike sau dacă nu iau strike. Și dacă nu iau strike, filmăm frumos cu cheat-uri pe jocurile respective. Știți doar că pe asta este bazat canalul meu și asta o să fac. În ciuda faptului că mi-au hate, da, adică bine hate, nu poți să zici că mi-au hate acum, Doamne ferește cât hate-ul meu, că până la urmă sunt oameni care... Sunt oameni care fac lucruri normale pe YouTube și ia mult mai mult hate decât mine. Numai că eu pur și simplu m-am decis că ăsta este scopul meu aici pe YouTube, să învăț băieții să dea cu cheat.
nu a fost nimeni care să învețe și am zis, hai să vă învăț eu să dați cu cheats pe jocuri. Și asta s-a întâmplat, stai, uneam task-ul. A, l-am în navigation, what the fuck. Nu știu, nu știu de ce nu dau tabuz, obișnuiți dau pe chestia aia. Ok, zang, 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 zang. Nu-mi zic că ăsta, am crezut că ăsta e impostor. Ok, hai să dăm domnul la repede. Mamă, dacă îl văd pe impostor, dau direct X aici. X, s-a terminat. Ăla se tot plimbă, boss chitarul, să vadă dacă dau vent, voi vedeți. Ăla se tot plimbă, să vadă dacă dau vent. Doamne, Iisuse Hristoase, bă, ce om, bă. Hai să mai avem task aici. Ok, avem două task-uri în admin, mă rog, să-l termin. Păi la, băi, și gata. A, nu, mai am și... A, păi swipe card-ul fac acum. Ok. Easy win, cred că e ăsta, sperăm să nu vină ăla, sper să n-aibă hack băiatul ăla și să ne bage zang 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 cuțitul în cap la toți. Că poate să facă chestia asta când... Uai, pot să dau eu emergency meeting și să dau vina pe cineva? Uai, stați un pic să dau un emergency meeting, să trollăm un pic aici. Emergency, stai, nu, BLM, emergency meeting. Sau nu? Self report. Gata, băieți, emergency meeting. Asta nu știu, nu o să știe ce s-a întâmplat, săracu. I'm the impostor, vote me out. Ce, mă? Lol. What happened? Bă, nu! De ce o zis automat? O zis automat, I'm the impostor, vote me out, bă. Dar n-am vrut să fac, dar acum îl votez, ce să fac? N-am vrut să fac chestia asta. Dar probabil când dai pe ăsta să dea emergency meeting, îi zici automat că I'm the impostor, vote me out, coaie. Mamă, ce trist, săracu. Și ăsta nu... Nu a zis nimic, omul. El, hai, râdea și acum i-am dat cu cițu. Și a zis fără să vrea că I'm the impostor. Get me out, acum ești. Băi, ce caternică, ăsta e, deci, un cheat super caternică dacă vrei să trolezi oameni, știi, adică super caternică, ăla săracu nici știe ce se întâmplă. Nici nu, just because I'm black. Ce, măi? Ce? Băi, bine, băi, dai de capul meu, nu e ok. Na. Someone hacking, oh my god, m-a prins, nu, nu vine să cred. Huh? Hai să vedem cine are hack-uri. Well, it's not lime. Just vote. Yeah. Just vote. Mamă, cum îmi face tastatura, băieți. Cum îmi face tastatura, s-a terminat. Bă, și a... Oh, nu l-am dat afară, am dat... Au dat skip, nu cred ce au făcut. Au dat skip. Fii atent ce fac, îl bag în perete. Îl bag în perete pe impostor. Îl bag în perete și acolo, la tulă, în gurea. Pot să mă duc jucători. Bă. Bă, cum pot, nu pot, a, ba, pot să mut, hai că îl băgăm pe impostorul perete, nu mai poate să iasă de acolo, o să dea quit și o să câștigăm, cred că asta o să se întâmple, nu știu, să sperăm. Haideți, mergem repede, dar vreau să-l găsesc pe impostor, băi, de ce nu-l găsim pe impostor, să-l bag în perete, mare troll ce aș face, numai că, sau să-i bag pe toți, a, dar nu, că o să dea leave oricum, mă gândeam să-i bag pe toți în perete și să-i caute ăsta pe hartă, dar în orice caz... O să dea bliv. Ah, uite-l, uite-l pe impostor, uite-l pe impostor. Spong, spong. Salut, frate. Salut, ne auzim. O să zic că Orange is cheating. O să zic: "Yo, uite-l pe impostor, bă. Uite-l pe, nu poate să iasă din perete, bă." Doamne, Iisuse, săracu, nu poate să iasă din perete acum. Și nu o să mai poate. Bă, bă, cred că poate să moare prin perete. Dacă, oh, dacă se apropie de mine, cred că poate să mă moare. Nu sunt sigur. Deci eu nu sunt sigur, dar cred că dacă se apropie de mine poate să mă omoare. Uite-l cum merge prin pereți, săracu. Hai mă că-l scot, hai să nu fiu nesimțit. Stai, îl scoatem în ăsta, în, la camere, hai. Hop, hop, gata, frate, te-am scos. Hai că nu vreau să-l trolez chiar așa de tare. Nu vreau să chiar așa de nesimțit. L-am scos aici, opa. L-a omorât. BLM was in security and there was a dead body and he didn't report. No. Mamă, dacă îmi dau ăștia kick mie, s-a terminat. Dar nu, că dau skip vote. Dau skip, hai să vedem ce zic băieții și dau skip vote dacă e ceva. Dau skip vote. Să nu, ce pot să-mi facă plor, mă dau repede, hai să vedem unde skip vote-ul. Bă, skip vote, bă. Skip vote, stai. Stai, I just started this game, I don't know how to work it, bro. E, BLM, te-ai dus atunci, salut, frate. I was swiping, I didn't see anything. Mamă, ce, doamne, ce vrăjel bagă ăștia. Mai să vedem aici, unde dăm repede meeting, skip all. Ah, ok. Bine, nu mi-a dat nimeni vot, e bine. E bine măcar că nu mi-am luat vot. Deci aici e skip all ăsta de la meeting. Ok, să ține minte, bă, băieți. Hai să mai trollăm. Oh, BLM was the impostor. Impasta.
Nice, nice. Hai că mai băgăm o match, bă, băieți, dar nu vreau în același lobby, că deja și-au dat seama că e ceva neregulă. Uite pe ăsta, Sedac. Uite, suntem 7 din 10, o să vină 10 din 10 imediat. Și da, mamă, cât e speed-ul, trăiți iar. 2.25, voi, oi, că zburăm pe hartă, ești nebun la cap. Sorry. Ok, nu e nicio problemă, te scuz, frate. Da, și oricum o să vă las versiunea asta nouă a cheat-ului în descriere în caz de o să vă întrebați. Adică la episodul anterior chiar m-ați întrebat foarte mult. Bă, frate, de ce nu am și eu drag players? Adică opțiunea asta să-i tragi pe hard, uite cum îl tragem noi pe ăsta, pe băiatul ăsta. Vedeți cum îl tragem? Sau uite și pe ăsta cum îl tragem, vedeți? Ce să-i tragi? Uite, putem să-l ducem în afara navei. Bam! Și după aia îl mutăm înapoi. Opa, fac, unde l-am dus? Unde l-am dus? Unde l-am dus? Fac, nu mai poate să intre. S-a dus afară din navă cu aia, omul. Uai, ce zboară, bă. Bă, stai, mă, vin înapoi. Vin înapoi. L-am mutat și pe Kimi. Nu, ce am făcut? Am stricat lobby-ul, bă. Din greșeală am vrut să vă arăt ce puteți să faceți și am stricat lobby-ul. Crewmate, iarăși crewmate, bă, dar nu sunt impostor, mă. Nu sunt pasta. Cred că așa au dat băieții seama că ceva de regulă. Stau toți la masă. Oh, ok, nu stă nimeni la masă. Hai să vedem, bă, băieți, aici. Ce putem să facem runda asta? Mergem repede să facem task-urile din... Bă, avem emergency meeting. Ce pizda? Nu zic că mi-o dat mie emergency meeting. Nu, ok. What? Ce naiba? Haha, is a game. You want this, ce mă? Mamă, a dat votul fără niciun motiv. Dau skip, îmi bat picioarele, dau skip-ul. Ha, 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 skip voting. Ah, încă nu s-o, gata, skip vote, băieți. No one was ejected. E fain, e foarte Caterin că strolezi cu cheat-ul ăsta. Adică poți să faci chestii super șmechere, să-i induci în eroare pe jucător, să se gândească, bă, ce s-a întâmplat, ești nebun, what the fuck. Adică și acum... Nimeni nu a dat skip vote, ăia vorbeau și am dat skip vote dintr-o dată și s-o anula votul, știi? Păi ceva, ia ceva de genul cu aia. Oameni, de ce-s cablurile puse așa a doua oară, bă? Uai, ce fain mă simt așa când am spus. Yo, ce fain mă simt când am spus așa cablurile. S-au făcut update la joc să fie tot timpul cablurile puse așa, ia să vedem aici. Da, cred că s-au făcut, sau așa o fi de la cheat, mă, poate face cheat-ul șmecheria de asta. Nu mai e, aha. Uai, dar e fain și așa să fie Nix, coaie. Bă, cred că cheat-ul face, cu ce fain e să fie și Nix. Ok, le punem aici pe tine frumos să nu ne omori până facem noi tăsculețul ăsta mic. Zang, am terminat task-ul și acum pot să vin apoi. Galbene, unde ești? Uai, bă, uite-l săracul, dar nu era galben, era de ăsta, albastru deschis. Ok, hai să vedem unde mai avem task în weapons sus. Hai să mergem repede în weapons, facem și task-ul ăsta rapid. Mamă, nu-mi plac astea cu download și upload, că stai vreo 5-6 secunde aici și în timpul ăla se pot întâmpla multe. Bine, poți să dai X, dar... Uai, ce m-am crezut că pe mine mă mor, mi-a stat inima în loc. Ok, who did that? Where... Stai, să vedem aici, băgăm un pic de vrăjeală. Where did you find him? Ok, stai. Why my... Name is Red, I am new in this game. What? Lol, ce-am zis? What the fuck, a zis what the fuck? Nu-mi vine să cred. Vai, ce troll, el a zice what the fuck, I didn't type that. Yes. Ce s-a întâmplat? Victory. Na, băieți, au luat victoria. Bă, fraților, haideți că eu vă las acum, trebuie să intru repede repejor la ora. Am vrut așa să fac un videoclip mai așa, mai repejor, ca să vă arăt acest cheat super super șmecher de Among Us. Bine, l-am arătat și în episodul trecut, numai că nu avea unele funcții, cum ar fi asta să tragi jucătorii unde vrei tu pe hartă și mult, mult mai multe chestii. Adică asta, logo-ul ăsta, nu cred că l-avea. Gen să arate toate acțiunile care se întâmplă pe hartă și rest cred că avea cam tot radar. Ba, cred că și radar avea. Ăla pe care vi l-am dat, nu mai știu ce v-am dat, am 100.000 de cheat-uri în jocul ăsta, pentru toate, ăsta, în PC-ul ăsta, pentru toate jocurile și probabil le-am încurcat când le-am pus pe drive, nu știu ce s-a întâmplat. Bă, fraților, ideea e că de data asta o să am grijă să nu mai greșesc și o să vă las cea mai nouă versiune, fix versiunea asta din video a cheat-ului, o să vă las în descriere. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați și pe frate acolo, hai să facem 2000 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!